O adolescentă de 14 ani este cercetată după ce a escaladat un bloc din capitală pentru a fura alături de mai mulți complici droguri de la un traficant. Odată ce s-au văzut în apartament, hoții l-au amenințat cu maceta pe traficantul de droguri pentru a-i lua stupefiantele. Mergem la corespondentul nostru, Bogdan Borza, cel care are toate informațiile. Te ascultăm, Bogdan. Au găsit tuturor, atacatorii au urcat pe cutia de gaze a blocului până la etajul 1, acolo unde locuia traficantul. I-au spart geamul cu o macetă, iar ulterior au intrat peste el în casă amenințându-l. I-au furat haine, bani în valoare de 6.000 de lei, dar și droguri de mare risc, iar ulterior au plecat. Au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, dar mai apoi arestați preventiv pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc, dar și tâlhărie calificată și complicitate la tâlhărie calificată. Ei bine, ieri polițiștii au găsit o fată de 14 ani care avea un rucsac, iar în acel rucsac se aflau drogurile care au fost furate de la locuința traficantului. Au reținut-o pe fată pentru 24 de ore. Ei spun procurorii că era complicele celor doi care au intrat în casa traficantului, iar astăzi va fi dusă în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.